10 martie 2018 este ziua care marchează restartul în Superliga Vâlceană la fotbal. Bun găsit de la Calimănești, aici unde Cozia din localitate primește vizita formației Voința Orlești. Este vorba de etapa cu numărul 17, a 6-a returului, iar meciul pe care l-am ales poate fi considerat derbiul etapei, ținând cont de faptul că se întâlnesc ocupantele locurilor 2, Călimănești, respectiv 4, Orlești. Întâlnirea va fi condusă la centru de Elena Iuliana Demetrescu, ajutată la cele două linii de asistenții Florin Mădălin Dincă și Nicolae Robert Băltac. În turul campionatului, gazdele de astăzi s-au impus pe terenul celor din Orlești cu 3-1. Cozia Călimănești, în echipament alb, își continuă cursa de urmărire a liderei Flacăra Horezu, față de care are un deficit de 5 puncte, astfel că nu își putea permite niciun pas greșit în jocul cu Voința Orlești. După un șut de la distanță expediat de Dumitru Scânteie, mult peste transversală, a venit și prima mare ocazie la poarta oaspeților, atunci când golkeeperul Nicolae Sabău a respins în corner șutul expediat din apropiere de Grigore Ceapă. Același jucător a încercat o boltă spectaculoasă, dar nici de această dată balonul nu și-a atins ținta. Spre finalul primei părți, Dumitru Scânteie a fost secerat în suprafața de pedeapsă, iar centralul Iulia Demetrescu a acordat penalti în favoarea gazdelor. Lovitura de la 11 metri a fost executată de Alexandru Ștefan. Portarul Sabău a ghicit colțul, astfel că rezultatul pauzei a rămas neschimbat 0-0. La numai 2 minute de la reluare, fundașul dreapta Bogdan Lăzărescu a urcat în atac. A trimis o centrare perfectă în fața porții până la Grigore Ceapă, jucător care a înscris pentru 1-0. Oaspeții au avut o lovitură liberă din poziție favorabilă, dar balonul a trecut puțin pe lângă poarta lui Armeanu. Golkeeperul gazdelor a respins la o nouă lovitură liberă, așa cum avea să o facă și Sabău la cealaltă poartă. Ultima mare ocazie a aparținut tot Coziei, însă șutul trimis plasat din apropiere de Roncea a trimis balonul pe lângă poartă. Cozia Călimănești s-a impus cu 1-0 și se menține la 5 puncte în urma liderei din Horezu, care s-a impus în deplasare cu 5-1 la Tomșani. 3 puncte importante înaintea meciului cu Horezu. Ce ne puteți spune? Da, erau importante, erau punctele. N-a făcut un joc așa reușit, dar așa e în prima etapă. În prima etapă e mai greu până ne intrăm în ritmul de joc. În rest, ocazii de poartă ne-am creat. La finalizare, v-am zis, și în tur, ca și în tur, rămâne aceeași problemă. Avem foarte multe ocazii și finalizăm prea puțin. Acum așteptăm meciul la Horez. E foarte important pentru noi să nu pierdem. A fost un meci cum ne așteptam, destul de dificil, pe un teren foarte greu, impracticabil, se poate spune. Asta și datorită vremii. E foarte bine că am terminat cu o victorie, nu mai contează scorul. Urmează meciul de la Horez. Sperăm să obținem ceea ce ne dorim. A fost un joc bun. Am avut o pregătire foarte intensă. Ne pregătim pentru campionat, urmează două meciuri dificile, de fapt, cu Horezu și cu Dăieștiu. Ce să fie, total a fost un meci bun pentru noi. Cum a fost pentru tine meciul de azi? Cum să fie un meci greu, pe un teren foarte greu. Un meci la care ne așteptam să fie foarte greu din cauza terenului și știam că întâmpinăm o echipă foarte bună. Am avut probleme cu ei chiar și în tur. Dacă vă auziți aminte, am bătut foarte greu acolo, la pauză 0-0. Ce să facem? Acum ne pregătim pentru Horezu, marea finală. Eu cred că câștigăm la Horezu fără niciun fel de probleme, după cum ne-am pregătit în iarna asta. Dar ce să vă zic, un meci bun pentru noi în care am avut ocazii, am arătat și penalti. Asta e problema noastră de la începutul campionatului, nu băgăm mingea în poartă. Nu cred că ar trebui să ne fie frică de Horezu sau de Dești. Care mai bun câștigă, care merită să fie la Liga 3, să duce. Cel mai important e să fie o echipă care să și înscrie. Chiar dacă promovează, nu? Să mergem la baraj și după aia să luăm bătaie pe acolo, să nu avem nicio echipă de Liga 3. E păcat, uitați-vă și la copiii de la SCM care termină junioratul, n-au unde să joace la nivel profesionist, să vii să joci pe aici, pe terenul ăsta de 2 lei, ca să pot să spun așa. E greu pentru ei ca să crească în valoare. Nu avem echipă de Liga 3, nu avem nimic în județul ăsta. În etapa următoare vom asista la derbiul primelor două clasate. Și asta pentru că lidera Flacăra Horezu primește vizita Coziei. Atât de la Călimănești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.